Da, astăzi suntem 6 aprilie 2020. Este vorba despre un caz care l-ați mai văzut. A fost propus pentru operație domnul Pavel Bogdan, multiple hernii de disc, a venit, pot să spun, copleșit de durere, o să spună și dânsul. Suntem la câtea procedură? A doua procedură. Facem controlul de rigoare cu termometru. Așa, e vorba de un virus obraznic. Așa, ușor. Așa. Da. 36,3. Și să vedem eu. 34. E bine. Deci, domnul Bogdan, povestiți puțin. Deci, am făcut o procedură. Dumneavoastră, după a doua procedură, vă plimbați, vă rog, vă ridicați, ne plimbăm. Așa, plimbați-vă. Așa. Puteți să alergați pe loc, așa, ușor, ușor, ușor. Înainte puteați face treaba asta? Înainte nu puteați să mă ridic din pat. Nu puteați să vă ridicați din pat. Da. Domnul Bogdan, trebuia să vă operați. Povestiți puțin pe unde ați umblat. Ați făcut remeneul la Regina Maria? Doar am făcut remeneul la Regina Maria. Așa, 700 de lei. Așa mi-ați spus. Da. Așa. După remeneu ați consultat medici care v-au spus trebuie operat. Urgență. Urgență, da? De-aia sunteți aici, pentru că eu am un statut unde pot să fac urgență, numai urgențele. Da. Am această adeverință permanentă în care eu pot să mă ocup numai de urgență. Ideea este următoarea. Ce părere v-a făcut operația durerilor de spate fără bisturiu? Fără bisturiu. O părere foarte bună. Și foarte sănătoasă. Foarte sănătoasă, într-adevăr. Ați luat și alimentul prețios Brândușa. Fără de care v-am explicat, în programul Brândușa nu există cale de scăpare. Adică, probabil sunt altele care nu le știu, dar dacă cineva cunoaște ceva mai bun, vreau să le știu și eu. Câte kilograme ați avut când ați venit la mine? Aproape 73. Asta înseamnă vine, în 3 zile. Dar hai să ne punem pe cântar, să vedem ce a făcut alimentul prețios Brândușa în 3 zile. Ei bine, acum avem 69 de kilograme, deci s-au dus 3 kilograme jumate în 3 zile. Nu e o cură de slăbire. Precum ați văzut, poți să mănânci orice cantitate, dar nu mai mâncăm ceea ce ne face poftă sau ne face plăcere la gust și ne face rău. Așa, acum, haideți vă rog să facem câteva probe, deci să alergăm așa, pe loc. Da, să sprintăm, vedeți, să nu... Păi, cu pumnii strângi. Haideți, vă rog frumos, mai repede. Ne prinde virusul, Doamne ferește, haideți. Inspirăm, expirăm. Așa, e perfect. Acum, cu pumnii strângi. Da, și celălalt. Pumnii strângi. Trag aer. Foarte bine. Da. Acum, punem, ne lăsăm șezut, așa, uitați așa și ne ridicăm, trăgând burta. Haideți, face asta. Haideți, vă rog. Da. Ce-a făcut alimentul prețios Brândușa și ce-a făcut operația durerilor de spate? Pe o hernie de disc L5, relativ voluminoasă, mediană și paramediană, stângă, migrantă superior, având lungimea în plin conflict radicular cu rădăcina S1, stângă. Așa, hernie de disc L5, care este sagital de 23 de mm posterior de corpul vertebral L3, cu grosime de 13 mm fără aspect fragment exclus în conflict cu rădăcina S1. Avem un canal rachidian
cu calibru normal și avem măduva spinării surprinsă în segmentul analizat cu grosimea de semnal remene normale. Aceste multiple hernie și mică hernie de disc L5. Avem o pensare și deshidratare moderată la discul L5. Toate lucrurile astea îmi spun că dumneavoastră aveți toată coloana vertebrală deshidratată. Această coloană vertebrală deshidratată, așa, prin obligație trebuia să faceți o operație. Dar în mod sigur o altă operație și în mod sigur o altă operație având multiple hernii de disc. Ei, dumneavoastră, sunteți într-un program, acest program îl vedem, îl auzim și îl trăim. Eu vă doresc succes și Doamne ajută! Mai trebuie făcut două proceduri, aveți niște exerciții de făcut în program. Totul îl știți și când nu știți, mă sunați și vă reamintesc. Vă doresc succes încă o dată. Ce părere aveți de această operație a durerilor de spate fără bisturiu inventată de mine? Foarte sănătoasă. Doamne ajută-ne, numai bine!